După ce a urmărit imaginile din casa fetelor, Teodor și-a luat iubita la rost. Ce? Așa și dacă am vorbit ce? Păi și ce ți-a ce, m-a mâncat cineva sau a mâncat pe cineva? Păi nu ai mâncat pe nimeni, păi să atunci... Păi nu, dar ai venit la mine, că fetele au strigat peste gard, păi tu ai văzut ce făceam eu când ai venit tu? Era în clasă, n-ai făcut nimic. Era mâncat și ce făceam? Au strigat și au fost foarte entuziasmate de venirea iubiților ei. Tu ei fost fără nicio... De unde știi? Tu te-ai întrebat dacă m-am dus la cameră vreodată să zic că vii tu? Tot a arătat. A, și nu m-am dus niciodată și am spus la cameră, nu? Eu am zis doar ce am văzut. Așa. Și ce ai văzut? Tu ia spune. Nu, nimic. Doar că nu ai fost așa entuziasmată când am venit. Lasă-mă, te rog. Ce am făcut eu? Când veneai tu în casă, te întreb eu pe tine. Nu ai fost așa, cum așteptam să mă ajut. Dar ce făceam eu când ai intrat în casă? Mâncam și ce vrei să fac? Să mă ridic de la masă să vin să te pup? Ce ți pare că am făcut? Păi ca să vii la mine să faci așa? Păi mă enervez, mă enervez cu crizele astea. Îți dau o palmă acum de... Fii mai calm, eu vorbesc cu tine, nu te duci încolo, că n-am vin după tine. Hai, lasă-mă în pace. Nu mai avea figură de-astea cu mine, cu mine nu-ți merge, fii atentă. Băi, cu tine vorbesc. Păi vorbesc cu tine, ce faci figura asta? Păi vorbesc cu tine, am venit să vorbim. Eu nu înțeleg ce am făcut ca să faci așa. Comportă-te normal. Bine că stăteai de vorbă aici, la n-avea niciun stres afară, dar când am venit, stăteai bine mers cu pare. Ai rămas singur. Singur ai rămas aici cu ei. Au plecat toate fetele, tu ai rămas singur aici. Ești gelos? Am văzut tot ce dar nu sunt gelos, doar că nu mi-a făcut ce am văzut atât puțin. N-am de ce și pe cine să fiu. Așa cum sunt, eu tu trebuie să mă accept cum sunt. Asta trebuie să înțelegi. Pentru că încerc să-mi închizi gura și știi că asta e ceea ce îmi doresc eu cel mai mult. Nu vreau să tac, dar nu vorbesc calm, uite așa vorbesc eu. Mai fii așa cu papagalul, că nu ridic tonul la tine. Vorbește mai calm. Tu vezi cum te exprim. Că te exprim prost și ai de pierdut. N-am, deci nu m-am amenințat că te ameninț eu și nu cred că fie. Și dacă m-am amenințat ce? Bine. Eu ți-am spus că vezi cum te exprim. Adică ce ți-am, te-am înjurat, ce ți-am făcut? Nu m-ai înjurat. Adică și ce? Cu atitudinea să vii la mine să vezi și două palme? Hai mă, lasă că mi-am ieșit și eu că am nervioasă, dar asta nu înseamnă că te-am atins sau că ți-am făcut ceva. Palma. Hai, lasă-mă cu ironia asta. Lasă-mă, te rog, nu mai am luat la bășcălie. Păi ce mă e la bășcălie asta? Ta sunt în bășcălia ta sau? Se pare normal ce se întâmplă între ei. Păi și ce mă e pe mine la bășcălie așa, să dau palma? Unde mă vezi? Păi și atunci ce vrei să fac? Nu mai am luat pe mine cu să bat palma. Unde mă crezi? Acum tu strezi la bășcălia ta? Mă duc în pașă, pe un polițist ăsta aici. Stai aici, stai aici să vorbim. Alo, aici sunt. Ești lângă mine cum? Așa să mă schidezi în față? Așa să ești lângă mine tu? Să râzi în față când vezi că nu mai pot, am vrea să mă dau cap de pereți? Așa ești tu lângă mine? Vorbește cu mine, că de-aia am venit. Mai rău îmi faci. Să vorbesc cu tine dacă eu rămân jucată de atitudinea ta adică, care ai față adică, de mine. Am venit să vorbesc cu tine, ce și ți-am făcut. Și dacă vorbești cu mine, nu vreau să mă așa, că n-am venit să țipai să mă audă lumea. Vorbește cu mine, că nu ți-am făcut nimica. De ce faci așa? Iubire? Gata, te rog frumos. Nu vreau, că nu te porți așa cu mine, bă, dacă situația e așa. Nu faci cu mine așa. Nu faci așa, păi, dar nu-ți dă vinovată din cauza situației să faci cu mine așa. Iartă-mă, hai, gata, că dacă am depășit limita, te rog frumos să mă ridic, gata. Mireasă pentru